Nu știi ce să zic, bă. Ai nimeri nasol. Ai nimeri nasol tare, bă. Ce viață duceai tu dacă erai numai cu Sorinachi? Ce era? Dormeam aici, stăteam în canapea, tu pe canapea, eu jos. Te duceai acasă, aduceai niște pături. Da, avea la frumuseană, pot. Ce? Avea dar la frumuseană, dar la glas. Da, la lume. E bine. Suntem la categoria ursuleț. Deja am căzut multe, multe trepte. Printem, de la, înțelegi, de la de munte, dar mai mare, înțelegi, mai așa, mai, de la mai înalt, cu picioarele lungi. Are moți de la așa, țanțoși, de la care vrei să-l tai, care ai unul de lansat și cântă cu Dumnezeu pe măsa. Pui de căire de aia gula așa. Înțelegi? Și cântă ăla, zici, mâncață dacă te prind odată în offside. Te atacă și cu da? Și știi că nu o să las, adică e șmecher ăla, nu e, e ca Miticuță. Dar lui Miticuță poți să-i spui și curcan. Curcan. Era, avea unul de vreo 60 de ani, cât avea 55-60 de ani și concura și el, bine, era cu pasiune, adică. Și avea un... Avea un CBR RR. La un moment dat zice, iese după, nu știu, mă țin, era cursă sau de-astea calificări. Zice, eram în linia dreaptă, mergeam, a zis, acum eram pe timpul meu cel rău. Și când vine curcanul lângă mine? Altul, bă? Zic, noi nu înțelegeam, zic, păi ce? Vine curcanul și trece curcanul în față și s-a terminat. Ce era curcanul? Un ducat. Zice, Matia, trece, când văd în coada altul ce curcam lângă mine. Ce ai zis? Tu ai zis Miticuță că se încălzește? Nu s-a încălzit. După ploaia asta. Am zis că constat, zice că sunt 12 grade azi. 13 grade. Maximele? Ei, atâta sunt. O să fie, cred. Erau 7 dimineața. Da? Curcan. Da, mă. Și unul de seară, ăla de dimineață îmi zice Sebigo, ce maestre, l-ai pus la 3, adică e altă, faci o altă șmecherie. Da. Și cum dracu la 3 zic, am greșit, da. Păcat. După care îl fac pe al doilea, îl pun să îl programez și la vreo oră mă uit la el și la 3. Da, e cu aer, cu el sau e cu oră? 3 și 15. Adică era tot 3 noapte. Uh-huh. Aia că am făcut odată o greșeală. Nu poți să faci de două ori greșeală. Da. Și după aceea am văzut că mi-a apărut în stânga alt chenar, adică alerta cumva altfel, o căcănărie de asta. Trebuie să le punem la o hold acum. Iar un programat și nu mai vorbim și... Cele mai bune anveluri astăzi. După ploaie, ies barbolul ca ciupercile astea. Ia zi-mă, Iorgusar. Ce faci în păs? Adică crezi că e vreo rețetă de ceva? Dă-mi salva. Trebuie să chirești eu, să înveți de la... Cine știi? Uite, m-am dus la țiganul ăsta, l-am luat cum am văzut că e... Ia zi, tată, cât e fiorul la tine, cât asta. M-am lovit imediat moșa, l-am văzut că e altă situație. Stai la un loc, adică are combinațiile, are băieții lui care umblă pe piață. Adună marfă, adună marfă pentru pitică. Stai la un loc. Și după mă recomandă la parcările astea, sunt de acolo cu dumneavoastră. Erau ăștia de la DP Sector 4, găsiseră o cadă de fontă, au dus-o și băieții. 100 de kg. Atare. Atare? Da. Astea sunt frumoase, zic ca ala, ca VFR-ul, astea de la Honda sunt... Sunt potite. Uite, reglaj. Crac, 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 dai pe rotița aici, direct.
altă ligă.